Bună ziua, bună dimineața, bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă etalare despre fiecare zodie în parte. Ce mesaje trebuie dumneavoastră să primiți sau ar trebui să fiți gata, pregătiți pentru un mesaj important în săptămâna 24-30 iunie, ultima săptămână, cred, din luna ianuarie, așa că haideți să vedem împreună ce ne comunică ghizii noștri spiritual pentru zodia vărsătorului. De data aceasta să știți că zodiile le-am luat pur și simplu la întâmplare aleatoriu, nu am menținut niciun fel de ordine, așa că sper să nu vă deranjeze acest lucru. Dragii mei vărsători, cei care rezonați cu această etalare, s-ar putea să vă simțiți blocați, blocate în comunicare cu o persoană care s-ar putea să locuiască într-o zonă cu foarte multă apă. Sunt anumite restricții pe care le ați pus între voi și această persoană sau această persoană a impus anumite restricții, însă cu siguranță aveți aici două cărți extraordinar de importante care înseamnă Împăcare și Soarele. Cu cineva din zodia Leu, săgetător, vărsător, Taur, Capricorn și Berbec, ca semne zodiacale predominante. S-ar putea să îmblânziți, dragii mei, dragile mele, s-ar putea să îmblânziți monstrul din voi sau monstrulețul cu care v-ați certat, pentru că soarele iese pe strada dumneavoastră. Pentru mine, așa cum știți, deja foarte mulți dintre dumneavoastră înseamnă, soarele înseamnă cea mai frumoasă și cea mai importantă carte, cel mai important mesaj. Indiferent de situația dumneavoastră, există o perspectivă extraordinară pentru voi, care se finalizează cu foarte multă fericire și cum se zice, nu prospecte, luminoase. Ah, Doamne! Lucruri minunate vi se vor întâmpla în viața dumneavoastră odată cu această mare, mare împăcare. Și de ce spun acest lucru? Pentru că este în destinul vostru ca dumneavoastră și o persoană cu care v-ați certat să vă împăcați. Nu este prima dată, nu sunteți la prima abatere, cumva intuitiv vă știți acest lucru, dar nu numai că vă veți împăca, s-ar putea să primiți o propunere care se referă la o cerere în căsătorie, pentru că aici este vorba și despre un mariaj. Sau voi, de exemplu, să vă împăcați dacă sunteți în acea perioadă de despărțire. Dacă sunteți cuplu, în sfârșit, la distanță sau nu, există această mare împăcare în urma unei confruntări. S-ar putea ca această împăcare să vină în urma unei confruntări, posibil să reluați această comunicare, știți că vorbeam de anumite restricții, blocaje, dar cumva lucrurile merg într-acolo încât să vă puneți pe masă toate cărțile și să reluați ceva de unde s-a întrerupt. Și cred că se va întâmpla mult mai repede decât credeți voi. Poate în 8 zile, cine știe, aveți această surpriză. Desigur că această persoană v-a făcut să suferiți, v-a durut pentru că a mușcat mâna care l-a hrănit sau a hrănit-o, însă nimic nu mai contează pentru că găsiți în voi acea forță extraordinară de a trece peste toate și peste tot pentru a fi alături de persoana iubită. Și dacă aveți acest nou început și acest soare și această perspectivă luminoasă, perspectivă, așa că nu mai venea perspectivă luminoasă, atunci totul este ok și să știți că aveți un ajutor. Destinul intervine pentru voi în cazul vostru și vă oferă acea siguranță, securitate, încredere că lucrurile vor evolua frumos pentru voi. Acum, cineva s-ar putea să intervină, eu spuneam, de destin, să vă deschidă o cale sau s-ar putea ca să primiți ajutor din partea unor persoane comune care vă cunosc pe amândoi. Asta în cazul în care vorbim despre zodia Scorpion, Rac, Pești.
Dacă nu cineva renunță la orgoliu, renunță la mândrie și calcă pe vanitate și vă dă un semnal. Veți sta de vorbă, veți relua comunicarea, vă veți confrunta argumente pro și contra, dar până la urmă veți ajunge la acest numitor comun. Împăcare cu, v-am zis, cu perspectivă luminoasă. Literele S, U, T, A, C, P, G, N. Tentația este mare, s-ar putea să vă găsiți într-un trio. Aici trebuie să aveți puțină atenție. Există o tentație foarte mare, există această legătură care s-a creat în trecutul vostru și la care nu puteți renunța. De această persoană cu care vă împăcați s-ar putea să fie pusă în situația de a renunța la o altă relație pentru a fi cu voi. Asta în cazul în care i-ați impus ultimatumuri. Nu puteți să renunțați la această persoană, nici această persoană văd că nu poate să renunțe la voi. Există niște gelozii aici, probleme, sau încearcă să vă facă gelos, geloasă prin ceea ce întreprinde așa în ultima perioadă. Sau încearcă, sau dumneavoastră poate încerca să faceți geloasă această persoană, motiv pentru care s-ar putea să pună mâna pe telefon și să vă solicite să reveniți sau să veniți la masa tratativelor. Dacă nu este vorba despre acest lucru, s-ar putea să există un soi de toxicitate aici cu o persoană din trecutul vostru, să vă gândiți la această persoană, să vă tenteze foarte mult această persoană, să nu puteți merge mai departe și să vă țină în loc de a evolua alături de alte persoane. Așa că cel mai bine este să comunicați astfel încât să vedeți ce aveți de făcut. Una peste alta, că este tentație, că nu este tentație, că nu puteți să dați drumul, că văd că simt că nu prea aveți să dați drumul acestei persoane, lucrurile posibil să meargă în continuare așa. Dacă este vorba despre un trio între dumneavoastră și această persoană, s-ar putea să mergeți în continuare în acest trio. Nu cred că persoana voastră va da drumul celeilalte persoane sau va trebui să facă tot posibilul să renunțe, dar nu este o chestiune de bun augur. Există acolo un grad de toxicitate, de negativitate. Știți? Aici trebuie să fiți un pic atent, adică să nu renunțe dacă nu este sigură persoana voastră sau să nu-l puneți voi sau să o puneți voi să renunțe la ceva pentru voi când nu este sigură, că atunci s-ar putea să nu fie tocmai ok, pentru că aici este vorba despre o renunțare. Nu vă spun eu ce să faceți, faceți dumneavoastră exact cum știți și cum credeți, însă această recomandare este de a nu impune deadline-uri unor persoane care sunt în alte relații. Pentru că împăcarea oricum se va produce, doar că va continua modul în care ați continuat și până acum. Haideți să vedem ce mai putem să aflăm, dragii mei. Deci este în destinul vostru să știți această persoană. Veți face schimb de mesaje, s-ar putea ca acel blocaj comunicațional să fie înlăturat prin faptul că această persoană încearcă, sau dumneavoastră, nu știu sigur, o să vedem, dar cred că această persoană va renunța la vanitate, la încăpățânare și va face acel schimb de mesaje. De ce spun acest lucru? Pentru că voi ați făcut acest demers, adică voi ați dat mesaje, voi ați cam făcut cam tot ce trebuia făcut ca această persoană să-și calce pe acea încăpățânare și să vă dea mesajul mult dorit. Acum este mingea în terenul său. De asta spun că s-ar putea să-și calce pe acest orgoliu, mai ales dacă îl faceți gelos sau o faceți geloasă și atunci să vrea să stea de vorbă cu voi. S-ar putea chiar să primiți vizita acestei ființe. Vedeți? S-ar putea să vină la voi sau să faceți, v-am zis, schimb de mesaje, dar rămâne cumva în continuare, eu am zis săptămâna viitoare, în continuare veți rămâne totuși în această stare. Deci va mai trebui să așteptați până când persoana voastră își va rezolva problemele personale. Nu simt, cel puțin acum, vom mai povesti în etalările următoare, nu simt acum că va lua o decizie concretă. Dar va face astfel încât se schimbe
lucrurile între voi și va merge către această împăcare. Nu știu dacă vă va surprinde neapărat, dar știu că nu puteți să dați drumul acestei persoane, indiferent dacă este sau nu căsătorit, căsătorită, mă rog, persoana căsătorită, s-ar putea deja de la început să fi știut acest lucru, că este căsătorită persoana voastră. Deocamdată așteptați acest mesaj, veți face acest schimb de mesaje și în unele cazuri chiar vă veți și întâlni face to face. Deci, oricum, este în destinul vostru, așa că nu cred că este o poveste terminată, dacă vreți. O să vedem despre ce este vorba. Eu vă mulțumesc foarte tare pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc pentru mesaje. Îmi doresc să aveți o săptămână cât mai plină, bogată în tot soiul de reușite. Să aveți parte și de un weekend minunat, relaxant. Până data viitoare, vă pup, vă iubesc, toate cele bune. Pa, pa!